Nu te cred! Ne vedem foarte curând! Serios? Ești în Glam City? Da! Am ajuns chiar ieri! Mi-a fost atât de dor de tine, prietene! Mergem la un film ca de obicei? Tu aduci socorile, iar eu floricelele! Și biscuiți și gustați! Să nu exagerăm! Știi că ne îngrășăm! Eu? Hai, Taylor! Wow! Ce stil! Te filmesc cu încetinitorul! Hei, uite cine vine! Pari foarte bucuroasă! Ai primit un șampon nou de păr? Mai bine! Prietenul meu a venit în oraș să stea câteva zile cu mine! Ah, grozav! Îl putem cunoaște? Scuze, nu acum! Trebuie să cumpăr câteva lucruri pentru film. Să vedem... Putem veni? Juliet? Oase premium... Barbecue. Putem veni? Biscuiți cu pui. Da, e o alegere bună. Juliet în starea de cumpărături. Și floricele. Era să uit. Salut! Suntem animăluțele cele mai pasionate de coafuri. Ne bucurăm de aventuri din plin. VIP Best, VIP Best. Prieteni, VIP Best. Să ne oprim când suntem împreună. Coafuri și aventuri. I love VIP Best. Dulce coafură. Mamma mia! Ce multe vechituri! De ce le mai ține unchiul tău? Habar nu am, dar de data asta mă bucur că nu a aruncat tot. Uită-te la asta! Am să inventez ceva tare pentru ora de știință. Vrei să mă ajuți? Da! Ce faceți, fetelor? M-ați speriat! M-a luat valul! Dar ce-i asta? Floricele? Dulciuri? Cred că au făcut o greșeală. Să nu mănânci nimic, Juliet, bine? Mă întorc! Trebuie să mă grăbesc înainte să se întoarcă stăpâna. Ritmul ăsta n-am să reușesc. Să mergem! Oh, nu! Nu pot merge așa! Haide, Taylor! Hai să dobori recordul! Prietenul lui Juliet sigur nu poate să facă asta. Ajutați-mă, vă rog! Nu! Mai trebuia încă una. Ce s-a întâmplat, Juliet? Nu pot scoate astea. De ce nu-ți chem super prietenul? De ce sunteți supărate pe mine? Pentru că nu ne-ai invitat la film ca să-ți cunoaștem prietenul. Voiam doar să fiu singură cu el pentru că nu putem petrece timp împreună decât în după amiaza asta. E în regulă. Dar am vrea măcar să-l cunoaștem. Bine, de acord, dar luați-mi asta din păr. Se rezolvă. Au, cu grijă. Cele cu backup sunt foarte ridicoase. Scuze. E imposibil. Stați, am o idee. Asta aici și asta aici. Bine, Chiara, am reușit. Ce echilibru, ce armonie de culori! Lui DJ Dance sigur îi va plăcea culoarea. O să-mi testez super ondulatorul să văd. Scuze, unchiule, prea multă putere, nu? Nicio grijă, din fericire am niște reflexe care... Culoarea asta nu-ți stă rău. Nu o să poate să le scoate din păr. Asigur că da. Respira adânc. Trebuie să fii mai optimistă. Fabia și Fabio mereu au o soluție. Sigur, el știe să rezolve problema. Imposibil! Nu știu ce să mai încerc. Lasă-mă pe mine. Am făcut niște ajustări și la putere maximă sigur o topesc. Nu cred că e cea mai bună opțiune. Nu-mi pasă, dați-i drumul. Cum e? Acadeaua e mai drăguță decât înainte. Arată ca o bijuterie. Ca o bijuterie? Juliet, nu cred că există o soluție. Trebuie să-l tăiem. Să-l tai? Nu, niciodată. Prefer să păstrez acadeaua. A? A cadea? Am o idee! Ai încredere!
Candy style. Și voilà! Îmi place! Parcă ar fi fost făcut așa intenționat. Nu ca vopseaua mea. Bine, haide! O rezolv acum, sunt inspirat. Oh, nu! A sosit prietenul meu! Trebuie să plec! Pa, Juliet! Vreau să-ți văd prietenul! Da! Ce palpitant! Sunt sigură că e simpatic! Abia aștept! Fetelor, vă rog, liniște! Nici o grijă, Juliet! Vom fi la fel de silențioase ca un uscător scos din priză! Liniște, VIP Pets! Unde e prietenul meu? Bună, Juliet! Ne întâlnim în sfârșit! Suntem fanii tăi! Ne place profilul tău! Vrei să vii la film cu noi? Da, ce idee grozavă! Vii, te rugăm! Cu plăcere! Dar mi-am făcut planuri cu cel mai bun prieten! Juliet, tu ești? Scoate-mă de aici, te rog! Mi-au pus asta în cap și nu o pot scoate! Ah, nu văd nimic! Voi ați fost? Am văzut pe Instacățel că vii la film și... Dar nu se poate să puneți o găleată mare cu floricele în capul cu iubirea. Nu se face așa ceva. Juliet? Te-am spus. Iartă-ne, ne pare foarte rău. Fetelor, hai să ne facem planuri și așa. Voi avea timp să vă spun totul despre secretele mele vis-a-vis de modă, de acord? Grozav! Da, da. Și noi credem că e grozav, dar cineva are nevoie de ajutor. Alo? Alo? I love VIP Pets!